Și acum hai să vă explic cum au venit niște oameni peste noi care au dat cu petarde fix lângă Tesla în timp ce noi dormeam în mașină. E ultima dată când mai fac vloguri de-astea, hai! Faci cu cine vrei tu! Astăzi stăm 24 de ore în pădure în Tesla. Suntem alături de Ioana exact ca anul trecut când am stat eu 24 de ore în Tesla obligat și am mers împreună la mare și a fost o experiență interesantă. Ei bine, acum o să stăm 24 de ore în pădure și trebuie să căutăm o pădure cât de cât safe și să fie ok ca locație. Tu ce păreai de acest challenge? Data trecută mi-a plăcut că era la mare în civilizația. Da, acum că mergem în pădure mi-e foarte teamă că sunt animale, poate sunt dubioși pe acolo. Da, Andrei are de-astea nebune. Sunt tare curios să văd ce o să iasă, așa că haideți la drum să vedem ce pădure găsim noi relativ aproape de București. Cea mai aproape pădure care mi se pare destul de ok este pădurea Pusnicu, care este în partea de est a Bucureștiului, exact aici lângă Cernica. Pădurea Pusnicu este cea mai ok pentru că este în afara Bucureștiului față de Băneasa, care practic e în București și am zis hai să fim mai departe de București, mai în sălbăticie. Pe timp de noapte este foarte întuneric acolo, deci o să fie destul de interesant pentru voi ca să vă uitați. Dar uite, mamă, cum se uită Ioana acum la mine. Da, mai spune-ne. Când îmi zice așa, cred că îmi iau un Uber și plec acasă. Auzi ce scrie acolo? Casa Pusnicu. Ia uite cum arată pe aici drumul. Oficial am intrat în pădure. Hai să verificăm cât e ora, filmează aici. Este 12:54. Hai să zicem ora 1. Deci la ora 1, următoarea zi, trebuie să plecăm din pădure. Avem 24 de ore aici, ne-am luat proviziile. 24 de ore în pădure începe oficial. Deci mai avem niște oameni care stau aici, dar probabil nu o să stea peste seară, pentru că nu-s nebun la cap ca noi. Eu zic să stăm aici. Aici stăm. Suntem aproape de stradă, practic. Nu e o stradă foarte circulată, adică abia trec mașinile pe aici. Și pe timp de noapte probabil nu o să treacă mai nimic pe aici. Zi, tu ce zici, viața mea? Mi-e cam frică. Ți-e cam frică? Da. Acum da, pare liniștit, pe timp de zi frumos, dacă vine noaptea mi-e cam frică. Hai că mai e până se face noapte. Până atunci trebuie să ne facem culcușul ca lumea pe aici prin spate. Hai să ne băgăm la creație. A venit momentul să vă arătăm proviziile noastre, sau cel puțin o parte dintre ele. Nu ne pasă. Uitați-vă cum arată aici situația. Perne, avem apă, avem mâncare, avem tot ce ne trebuie, inclusiv saltea pentru Tesla ca să dormim ca lumea. Cei de la Test Camp ne-au trimis o saltea, au văzut că noi facem videoclipuri nebune în mașină și dormim în mașină și au zis hai mă să-i ajutăm cu o saltea pentru Tesla. Practic în pachet avem salteaua din 3 bucăți și cearceaf. Dacă cumva vreți să vă luați și voi o saltea, aveți linkul în descriere împreună cu un cod de reducere. Dacă vreți să vă luați și voi o saltea pentru Tesla, Model 3, Model Y, hai să desfacem să vedem cât de greu e să asamblăm. Bă, vezi că o să dormim bine pe ăsta. Aproape gata. Cam așa arată patul făcut. Este foarte moale. Că tot te văd bonsumflat, hai să-ți dau o veste bună pe care cred că tu n-ai realizat-o. Știi în ce zi azi? Ia ce cântăm. Zi azi? 22 septembrie. Sună ceva... am uitat complet. Deci, acum practic avem un an și o lună. Da, voi am uitat, îmi pare rău. Mai uită și fetele uneori. Da, total de acord. Hai să mă pun și aici să mă cumiem. Op. Bro, cât de comod e. Ena. Deci mă jur, mi se pare la fel de comod ca într-un pat. Pă bune. Testează și tu salteau acum să te văd ea. Deci, cum e? E foarte moale. Băi! Bă, nu m-ai speriat. Deci tu ești pus de pășot în seara asta, văd. Nu. No. Da, e foarte, foarte tare. Chiar m-a luat somnul. N-a fost o idee bună să te bag chiar acum. No. Uite țânțarul! Ai intrat? Uite nenorocitul pe mâna mea! L-ai murit? Da. L-ai omorât? Decapitat. Deci uitați-vă țânțarul. Da, da, voi vedeți ce mi-a făcut aici. Mamă. Mi-a dat de m-a julit. Da, și voi acolo pe butonașul ăla de like, că ne chinuim cu challenge-urile astea, mai ales în pădure, mai rău ca la mare. Da, păi acolo a fost lucru. Bine, mi-a fost frică cu poliția, sper să nu vină poliția și aici. Nu cobi, nu cobi, te rog eu, nu cobi. Cam așa arată în spate, e tot ok. Nu, eu nu. Pe tine te-au mâncat. Altul. Da, jale. Filmează-mă pe mine. Că nu ne pasă de tine. Da. Da, da? Avem noroc că tocmai ce s-a lansat un nou sezon dintr-un serial la care eu cu Ioana ne uităm. Spuneți în comentarii numele serialului să văd câți dintre voi ghiciți serialul, pentru că sunt destule mari șanse să ghiciți serialul. Și o să ne uităm la câteva episoade, că avem timp destul și ne auzim mai pe seară. One eternity later. Deci ne-am uitat cred că la 3 episoade.
deja cam se întunecă. What? Ce? The fuck? Ce e aia de acolo? Unde mă? Bă! Trolează mai mult decât mine în vlogul ăsta. Bă, tu te pui cu mine, deci abia a început video-ul. Arată-ne proviziile noastre din această seară. Biscuiți cu ciocolată, covrigei. Alți covrigei. Ne-a rup. Napolitane. Da, napolitane. Da. Piesa de rezistență. Limonată cu mentă. Deci asta este cea mai bună limonadă, jur. Deci e foarte, foarte, foarte bună. Trebuie să încercați. Doamne, cât au plătit pe această reclamă la mine în video? Nimic. Suntem tot aici în pădure. Ne-am mișcat și noi un pic, ca să vedem cine care e vibe-ul pe aici. Și uitați-vă cât de creepy e, adică... Da, hai să stăm la lumină, te rog. Ah, ce e aia din față? Ma... Uite-te. Mamă, uite cum îi fac ochii. Doamne, cum te-ai speriat. Hai să... ne punem aici. Deci oficial schimbăm locația. Vreau doar să dorm, să am un somn liniștit și mâine dimineața să mă trezesc și să plecăm de aici. O să fie liniștit, stai liniștită. Dă-i drumul! Aolo, prea aproape de mașina putină. Alo! Trezire. Deci știi tu, e abia 8, bine, afară e beznă, beznă. A, deja, mamă, deja dorm. Mamă, cât de bine. Hai, închide ușa aia. Mă, dar vezi că chiar s-auzi niște sunete din pădure acum. Hai, termina, Andrei. Mă, jur că s-auzi niște sunete din pădure acum. Chiar s-auzi să faci la mișto. Chiar s-auzi niște sunete din pădure. Nu mai vreau acasă, dar frate, nu mai face de-astea. Hai, mă, ce faci? Ai băgat la somn acum? Alo? Da. Ia zi, iubita, care e legenda acestei păduri? Creația lui Dumnezeu păstrează în interiorul ei urmele pământești ale prezenței, așa. Hai, ia-o de la capă zi. Legenda spune cum că oamenii aceștia nu erau deloc credincioși, oamenii care stăteau aici, adică. Și ei ziceau despre acest pusnic din peșteră că ziua rămânea un bătrân alb de vreme care se hrănea cu buruieni, cu fructe și cu burez din pădure, petrecându-și toată ziua în adâncul peșterii, neștiut de nimeni. Noaptea, în schimb. Noaptea ce? Noaptea se întâmplă ceva, dar chestia e că și acum. Așa scrie acolo? Da. Da. Hai, că citim povești de groază. Noaptea, gurilele spuneau că pusnicul avea cu el tot timpul un toiag cu care făcea să dispară noaptea peștera în care stătea ziua. Și încă mai practică acest obicei. Deci dacă mă trezesc cu un toiag aici, om, deci nu, nu mai vreau acasă. Oricum, astea sunt povești. Până la proba contrarie, dar... Hai! Hai, cred că ți-ai ajuns cu poveștile. Stai, stai, stai. A rămas fără idei ce să facem o mașină, așa că mi-a venit ideea. Hai să ne uităm pe TikTok și să vă arătăm și voi ce găsim pe TikTok. Wow! De ce? Bă, veni și eu la Kaufland și găsi zeitatea asta, 7 în 1, mâncați. Băi, două n-ai, bă. Bă, îți spăl și pe dinți și pe corp. Bă, veni și eu la Kaufland. Bă, spăl și pe dinți, bă, spăl și pe corp și pe picioare, 7 în 1. Bă, ești nebun? Copilul din ultima bancă, gen. Deci cam ăsta e vibe-ul de lângă mașină. E aproape ora 12 noaptea și noi stăm aici. Ok, hai înăuntru că mie nu-mi place. Nu-ți nici, place? Da, nici nu știu dacă mai asom acum. Hai să intrăm. Și acum hai să vă explic cum au venit niște prieteni peste noi care au dat cu petarde fix lângă mașină în timp ce noi dormeam. Dă-i drumul! Aolo, prea aproape de mașina putină. Totul a început de la un story pe care l-am postat eu pe Instagram, în care explicam că facem acest challenge în pădure, în care am arătat destul de mult unde ne aflăm, iar ei și-au dat seama că noi ne aflam în pădurea Pusnicu. Prin urmare, și-au făcut ei un plan ca undeva în jurul orei 1 dimineața să vină peste noi și cam asta a ieșit. La unde e ăsta? Nu știu! Trebuie undeva mai dreapta, pe aici. Ia, hai să-i dreapta. Hai să-i dreapta. What? Bă, nu e! Unde e ăsta? Aici și-au luat o mică țeapă pentru că nu mai eram în locul inițial, pentru că ne-am mutat ulterior, dar nu a durat destul de mult până ne-au găsit. Bă,
întoarce. Dă-i drumul! Paolo, prea aproape de mașina cu tine. Da. Întoarce aici. Nu merge. Deschide-mă mașina! Da, cam aia e fața mea după atâtea petarde. Cam așa arăta și Ioana, proaspăt trezită din somn. Dar cine știa și mașina asta că m-am uitat, am văzut că s-o pește o mașină în curul nostru, zic, mamă, ăștia sunt de... Na, e ultima dată când mai fac vloguri de-astea, hai. Faci cu cine vrei tu. Deci, bă, deci tu câte mașini sunt aici? Câte sunteți, mă? 5 mașini. Mai așa mai dorm eu, nu. Din păcate, ei n-au reușit să prindă reacția noastră atunci când ne-am speriat, dar vă spun eu că ne-am speriat destul de rău din cauza acelor petarde. Și în continuare vă arăt câteva poze de la răsărit împreună cu următoarea zi. The next day. Aseara a fost o noapte lungă. Nu știu cât s-a înțeles din acea vizită, pentru că nici ei n-au filmat cine știe ce, au venit 5 mașini, noi adormisem și ne-au dat petarde sub mașina, pentru că noi nici măcar nu auzeam sirena, că ulterior am văzut că au folosit și o sirenă. Da, a fost interesant. Am așa arată locul de dormit. Vreau să vă zic că a fost o experiență super mișto. Chiar s-a dormit cel mai bine de până acum din Tesla. Ia spune, domnișoara Ioana Steluța, e cu morning routine-ul. Ia zic, cum s-a dormit? Foarte bine, exceptând faptul că au venit oamenii peste noi. Aia a fost așa ceva neașteptat. Bonus. Da, bonus. Acum este undeva la ora 11, deci mai avem aproximativ 2 ore de stat în pădure. Că tot e dimineața, am zis să ne ducem la vlogul lui Dorian. Hăți! Ca să mai treacă timpul un pic, am făcut și ordine aici prin spate și mâncăm ceva snack așa de dimineață, cât să mai pierdem din timp. Cam aceasta a fost aventura noastră. Până la urmă, ți-a plăcut, Ioana? Da, a fost bine într-un final. Arată și tu la oameni cât este ceasul. Este ora 1 și 5 minute, am stat chiar mai mult decât trebuia. Apăsați pe butonașul ăla de like dacă vreți să mai vedeți episoade când dormim în Tesla și poate următorul facem direct din Transfăgărășan. Nu. Nu? Nu. Da, trebuie să mă chinui să o mai conving, dar revenim noi, vedem care e situația. Vă pup, ceau!